Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, dragi urmăritori ai RCIS FM și Angelus TV, vă spun bună regăsire, bun venit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și vă invit să rămâneți alături de noi și de data aceasta, pentru că știți bine, de fiecare dată ne propunem să aducem în fața dumneavoastră oameni care au ce spune, au ce spune și mai ales au cu ce vă inspira. Pentru astăzi mi-a zis cineva, dacă vrei o emisiune veselă și plină de glume, invită-l neapărat pe monseniorul Grigore Duma. N-am putut spune nu, așa că astăzi este în studioul RCIS FM. Monseniore, bun venit la Interviul săptămânii! Bine v-am găsit, salut și eu pe toți care ne ascultă la RCIS FM și am înțeles și Angelus TV și mă bucur să fiu aici. Să știți că e deja o destul de lungă perioadă de când realizez această emisiune și nu a fost o singură sugestie, ci multe persoane mi-au spus neapărat trebuie să vină în studio monseniorul Grigore Duma. De ce credeți, monseniore, că lumea vă vrea, lumea vrea să vă asculte? Ce ați făcut ca să rămâneți așa în amprenta sufletelor lor? Eu cred că ca preot am avut multe împliniri. Când celebrez Sfânta Liturghie, când asculți povezi, când împați Sfintele Sacramente, celelalte, dar am avut în viața mea și o împlinire deosebită, descrețind frunțile. Făcând lume, nu-i așa? Da. Și sigur că lumii îi place să aibă fruntea descrețită, chiar și în uneori în biserică. Nu știu dacă ați observat sau dacă ați urmărit vreodată, majoritatea preoților catolici în America încep predica întotdeauna cu un soi de glumă sau ceva care descrețește frunțile sau măcar trezește lumea la realitatea slujbei respective în așa fel că oamenii îi urmăresc cu mai multă plăcere și mai multă atenție pe preoții care fac cuvântul lui Dumnezeu mai plăcut, mai deschis, mai vesel cumva. Și am la noi nu prea merge lucrul acesta și chiar dacă am încercat de câteva ori, am văzut că fețele rămân crispate și unii se miră, dar... Se miră pentru că ei consideră că e neadecvat ca un preot să facă glume sau efectiv viața lor este atât de poate tulburată încât nicio glumă nu-i poate încă atinge. Da. Deși glumele care le spun preoții sunt glume care se pot spune evident în biserică. Am adus din America 7 volume de glume care se cheamă glume pe care le pot spune preoții. Există așa ceva, deci scris în cărți. Jokes priest can tell. Spun. Deci orice preot poate să spună din cărțile acelea unde erau, după câte mi-aduc aminte, erau vreo 7000 de glume în cărțile respective pe care le pot spune preoții. Unele sunt naive, dar și cele naive în biserică trezesc un interes așa parte. Ați vorbit despre America pentru că vom vedea pe parcursul emisiunii, ați avut acolo misiuni pastorale, v-ați desfășurat o mare parte din activitatea sfinției voastre de preot acolo. Rămânând la capitolul glume, credeți că viața este mai ușoară dacă o tratezi ca pe o glumă uneori? Nu știu dacă tratăm viața ca o glumă, dar dacă însoțim viața cu o glumă, viața este mai frumoasă. A fost viața dumneavoastră frumoasă? Pentru că mi-ați zis că ați glumit. Și glumiți încă, am văzut și eu încă de când ne-am întâlnit astăzi. Dar mă gândesc că în viața dumneavoastră nu au fost foarte multe persoane care au glumit.
Și dacă e să vorbim despre o pondere, mult mai mulți au fost mai sobri, mai serioși, mai severi, poate și mai stricți. Dacă mă uit la viața mea, că ați întrebat dacă am avut viața frumoasă, am avut viața foarte frumoasă, din două motive. M-am străduit să-mi fac viața frumoasă, n-am permis altora să mi-o strice și am reușit, cred că am reușit foarte mult să rămân în zona aceasta frumoasă a vieții. Și mie mi se pare că acum, la vârsta pe care o am, 83, deja împliniți, mulți înainte, este vârsta mea cea mai frumoasă. N-aș vrea să fiu nici mai în vârstă, nu sunt bătrân, nici mai în vârstă, că nu mă simt bătrân, nici mai tânăr. Acum este viața cea mai frumoasă și eu și acum îmi fac viața frumoasă și am toate motivele să fie frumoasă, să o fac frumoasă. Că adaug la ce spuneam mai înainte, că nici nu trebuie să, măcar eu n-am așteptat niciodată să-mi facă alții viața frumoasă. Mi-am făcut-o eu. Și dacă ne referim iarăși la vârstă, trebuie să vă spun că probabil că felul în care privesc viața, în felul acesta vesel, m-a făcut ca atunci când lumea se uită la mine și le spun că am 83 de ani, oamenii să spună, wow, nu arătați mai mult de 82 jumate. Da, așa că continuu și cred că voi continua lucrul acesta să-mi fac viața frumoasă. A fost vreo perioadă în viața dumneavoastră când, dacă ne-am fi întâlnit într-o emisiune similară și v-aș fi întrebat, ați fi putut spune, nu, acum viața mea nu este frumoasă? Clipe grele care poate, nu știu, v-au făcut să simțiți că e o încercare prea mare care vă este dată. Sigur că am trecut prin încercări, dar am înțeles întotdeauna din încercări că și ele sunt parte a vieții și încercările grele cred că sunt ca la școală un 4 sau un 5, ca apoi să te bucuri de 9 și 10 când ele trec. Vă ocupați acum, părinte, de credincioșii din zona din Botoșani, din Dorohoi, sunteți acolo și susțineți slujirea pastorală a acestor credincioși. Îmi închipui că sunteți un bun spectator, un spectator implicat, bineînțeles, așa cum am zis, al vieții de creștin. Vedeți copii, vedeți tineri, vedeți oameni vârstnici și de multe ori, privindu-i din exterior sau poate chiar în discuții cu ei, având o experiență de viață, cred că vă vine să le ziceți, nici nu știți câte vă mai așteaptă și ce mai urmează, pentru că, repet, aveți deja o experiență de viață. Ce le spuneți oamenilor, părinte, care n-au privit mereu lucrurile așa cum ne învățați, Sfinția voastră, și zic astăzi că viața lor este grea, viața lor nu este una frumoasă și că orice ar face, parcă nu reușesc să simtă că este speranța. Sigur că preot trebuie să apeleze întotdeauna la materialul cel mai potrivit pentru asta și trebuie să vezi din Biblie unde au fost și acolo necazuri care i-au întărit pe oameni, care i-au oțelit, care i-au făcut mai tari ca să treacă peste necazuri. Uneori e foarte greu să vorbești cu oamenii când au necazuri mari. Ce să le spui? A murit un tânăr. Ce să spui?
părinților. Ca să-i alin. Ca să-i alin, nu? Atunci, de exemplu, le-am spus câți ani avea băiatul dumneavoastră. 21 de ani. Să pierzi pe un băiat de 21 de ani, că după ce mor după aceea, toți sunt foarte buni. Chiar dacă... Înainte mai făceau probleme. Și m-am gândit să le spun, eu mă bucur și ar trebui să vă bucurați și voi că l-ați avut 21 de ani. Sunt alți părinți care nu au avut un băiat timp de 21 de ani, care v-a adus bucurie, murise în accident băiatul. S-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar v-a adus bucurie. L-ați avut 20 de ani, gândiți-vă la cei 21 de ani în care l-ați avut alături și v-a adus bucurie. Altceva ce să le spui oamenilor? Practic este partea plină a paharului, ceea ce prezentați. Da. Și sigur, oamenii s-au mângâiat, că o mângâiere așa total, nu poți să spui orice, rămâne amarul acela care nu poți să-l îndulcești cu altceva, cu eventual cu soluții omenești. Vine doar timpul care mai estompează din durere, nu face să uităm, dar doar estompează durerea. Nu știu dacă aveți obiceiul, monseniore, să visați cu ochii închiși sau deschiși, dar să visați privind în urmă, la modul să vă duceți înapoi în trecut, în anumite locuri, cu anumite persoane cu care ați petrecut timp. Dacă nu o faceți de obicei, vă invit acum să dăm așa timpul înapoi și să-mi spuneți unde ați vrea în momentul ăsta să fiți, în unul din locurile prin care v-ați perindat până acum în activitatea Sfinției voastre. Cred că întrebarea este, zic eu așa, vicleană și grea. E foarte greu să găsești un loc când sunt atâtea locuri unde ai vrea să mai fii. Vă ajut eu atunci, ca să nu ziceți că favorizăm vreo zonă prin pe unde v-ați desfășurat activitatea și facem un alt exercițiu atunci. Ne ducem în timp la Valea Mare, locul unde v-ați născut, locul unde ați copilărit și aș vrea să rememorați un episod din copilăria Sfinției voastre sau ceva ce vă vine acum în minte, o chestiune pe care, nu știu, ați vrea să o retrăiți, ați vrea să simțiți din nou acele clipe petrecute cu, ne spuneți, Sfinția voastră. Da, chiar la asta vreau să mă refer eu, să spun de Valea Mare, unde sigur că rămân amintirile cele mai frumoase într-o familie mare, cu 9 copii, 7 am supraviețuit, ceilalți, adică 2 nici nu i-am cunoscut, eu am murit înaintea mea. Eu eram parte a acestei familii, al 5-lea copil. Cred că pe vremea aceea nu exista abuz al copiilor. Era disciplina copiilor. Era și un respect mai mare față de părinți, cu siguranță. Și, cum spunea tata, se mai aplica Constituția. E bine, pentru mine, cred că Constituția s-a aplicat mai mult decât pentru toți ceilalți la un loc. De ce? Ați fost mai obrăznicuți? Mai foarte. Eu de multe ori mă uitam la ceva, ziceam, chestia asta merită o bătaie, dacă mă prinde. Dar sunt șanse să nu. De multe ori am fost prins, tata a aplicat Constituția, și trebuie să-i mulțumesc chiar de atunci când aceste aplicații nu a fost niciun abuz din partea părinților, era pe vremea aceea era bătaie ruptă din cer. Și mulțumesc
părinților mei, în special îi mulțumesc lui domnul Anton, tata, că a făcut lucrul acesta. De altfel, după o aplicare a Constituției foarte, foarte serioasă, eu am îndreptat un lucru care mergea rău de tot. Nu mai învățam la școală, nu făceam lecțiile, veneam de la școală, tata spunea, fă-ți lecțiile, mănâncă și pe urmă te duci la joacă. Dar mult timp serviciul meu a fost, mama trebuia să aibă tot timpul lemne la sobă. Și asta făcea parte din obligațiile mele. Da, veneam de la școală, n-am de scris, n-am de învățat, mâncam la joacă. Până când a venit învățătorul și a spus, domnul Anton, băiatul nu mai învață deloc. Îmi luase caietul, un caiet măzgălit, pătat. Eu am ascultat conversația din camera alăturată și am știut că se va întâmpla ceva. După ce a plecat învățătorul, tata n-a spus nimic. Hai, zic, nu a luat în serios tata ce a zis învățătorul. Dar a doua zi când am venit de la școală, iarăși tata a zis, măi, fă-ți lecțiile, scrie, mănâncă și adă lemne pentru mama și pe urmă te duci la joacă. N-am descris, n-am de învățat. Și am început și din ziua aceea, după aplicarea acestei Constituții, din ziua aceea am avut în fiecare zi de scris, de învățat și bineînțeles că mama n-a dus lipsă de... Dar a fost nevoie de asta. Pentru mine a fost... Sunt copii cu toate că atunci nu ați privit lucrurile așa, cu siguranță, cu mintea de copil. Nu, bineînțeles. Bun. Sunt copii care au nevoie de disciplinare, sunt copii care au această disciplină liber consimțită și care n-au nevoie de așa ceva, cum au fost, de exemplu, surorile mele. Nu mi-aduc când vreodată, două surori am avut, dacă măcar au fost certate. Ele știau ce au de făcut, erau totdeauna la... Responsabile și făceau datorii. Da. Dar ca să răspund totuși la întrebare, unde aș vrea să fiu, la bucătărie împreună cu mama. Unde ce se gătea, senior? Ce făcea mama? Bun. Unde noi n-am apucat să avem lucruri speciale. Sofisticate, evident. Da. Hrana noastră era foarte simplă. Noi aveam pâine numai la sărbători. Am crescut cu mămliguța pe care mama mă punea să o fac eu și eram mândru și mama avea atâtea de făcut, vă închipuiți, cu măcar cu 7 copii acum când am mai crescut, avea atâtea de făcut și atunci se bucura foarte mult și mă și alinta feciorașul mamei, care mergea mie drept la inimă, du-te și fă aia așa. Și atunci lângă mama, cred că acestea erau momentele când eram eu cu mama, deși surorile erau fete și poate ele trebuiau să fie lângă mai apropiate, mama pentru... Poate. Nu, eu eram cu mama. Este amintirea așa de frumoasă și plăcută alături de mama în bucătărie. Este clar că mama a ocupat un loc special în sufletul dumneavoastră. Știu și o perioadă a vieții sfinției voastre când într-o zi ați făcut doar rozarii pentru mama, pentru că nu putea merge la biserică. Așa este? A fost la un moment dat bolnavă. De unde știți? V-am zis că v-am scos cazierul, am glumit noi la început de emisiune. Mama a fost într-adevăr bolnavă, era bolnavă cu inima, nu putea să meargă nici măcar, aveam fântână în curte, nu putea nici măcar până la fântână să meargă. Ce vârstă aveați atunci? Cred că 15-16 ani, așa ceva. Un adolescent. Da.
Și era o măicuță, o rudă cu noi, care a fost măicuță la franciscane, dar a lucrat în București la Spitalul Panduri ca asistentă. Au văzut că mintea au trimis-o surorile la școală și lucra acolo și când venea în vacanță, toți cei din cartierul nostru, cartier, din partea de sat unde eram, ne întâlneam cu ea, că ne povestea o ființă foarte evlavioasă, așa, și bună, cu mai ales cu copiii, dar cu toată lumea, cred eu, că ca asistentă mai mergea pe la bolnavii din sat și le mai făcea o injecție când era în concediu. Și odată m-a luat pe mine deoparte și zice, vreau să-ți povestesc ceva. Zice, uite, eu știu așa că Maica Domnului ascultă rugăciunile care s-ar face într-o sărbătoare a ei mai multe, să spui 20 de rozarii într-o sărbătoare a ei. Și la Sfânta Maria, la 15 august, m-am dus la biserică dimineața și am rămas până seara acolo în biserică. L-ați spus părinților unde mergeți? Nu. Ați dispărut? Eu am dispărut, am stat acolo. Nu se îngrijorau ei de asta, pentru că v-am spus, eu de multe ori, adică de cele mai multe ori eram cam unde nu trebuie și nu prea eram unde trebuie. Aveam această viziune, dacă mă prinde. Nu s-au îngrijorat ei de asta, dar seara când am venit acasă, că eu nici nu știu câte rozarii am spus, toată ziua, de fapt, am stat în biserică. Și am povestit și tata a fost foarte, foarte bucuros. A spus, mâine mergem la biserică. Mama s-a speriat, cum să merg eu la biserică, e destul de departe. Nu știu, sigur, știu dacă, satul Valea Mare, sigur. Casa noastră e vis-a-vis de școală. Da. Deci, o bucată era bună. De mers. O bucată bună, cred, un kilometru jumate, cred că, până la biserică. Și mama bolnavă fiind, mama era bolnavă, practic imposibil să meargă. Nu putea să meargă până la poartă. Și am încurajat-o toți, mai erau încă trei fraze ai mei. Și zic, mamă, te însoțim, noi mergem, noi te luăm în brațe, dacă nu pot, eu n-am să pot. Dar până la urmă am lămurit, am dus-o până la biserică, s-a spovedit, s-a împărtășit. Și înapoi a venit, nici nu a trebuit să o mai încurajăm sau să o sprijinim. De atunci n-am mai lipsit de la slujbă nici o zi, în afară de eventual iarna, când era foarte greu. Dacă nu putea să meargă, dar și tata mergea la biserică, tata era rănit în război, el mergea cu două cârje și mergeau amândoi, se sculau de dimineață și încet, încet mergeau. Până la episodul acesta, 14-15 ani, episodul în care v-ați rugat pentru mama, cum era copilul Grigore atunci când venea vorba de biserică? La noi în familie, de fapt, partea evlavioasă, partea biserică, să zic așa, în general, nu era cu întrebare. Obligatoriu trebuia fiecare să meargă la biserică. Nici nu se întreba dacă... Vrei, nu vrei, îți vrei, place, nu-ți place. Nu, aia era hotărât dinainte, că ne rânduiam, rămânea tata acasă, cu câțiva dintre noi, mama cu câțiva merge la biserică. Sau și după aceea, că erau în fiecare duminică, erau măcar două liturghie în sat. Nu? Și nu se punea întrebarea. Sigur că mergând la biserică, participam acolo cu ceilalți copii, mi-aduc aminte, părintele Minuț, parohul, a fost mulți ani, a fost paroh la Valea Mare, ne învăța cântece,
a descoperit că eu, copil fiind, aveam o voce deosebită și mă punea să cânt acolo solo pentru el, să repet după el ca să prindă ceilalți. V-a implicat și mai mult. Da. Și gândul că ați putea fi exact ca părintele paroh, când a apărut? Pentru că știu că ați făcut școala profesională Leta, da, și abia apoi, da, școala de cantori, nu? Cum era pe timpul, da, acela. Da. Sigur că era în familie, și acum mai este, dar atunci era o mare, mare onoare pentru o familie să aibă un fiu preot. Și tata fiind rănit în război, nu putea să meargă la câmp. El, când a venit din război, înainte pusese tâmplar, dar acum, fiind cu piciorul stâng, a fost aproape complet distrus. El a purtat rană pe 30 și ceva de ani, de la genunchi în jos, era pansat în fiecare zi de mama, unsă rana aia, unde mai ieșeau, spunea el, firicele de praf de pușcă, care au intrat în gerba aia când a fost flacăra aia, au intrat și s-au stins în carnea lui acolo și acum ieșeau și a fost rană. Mama îl pansa în fiecare zi. Ideea de preoție, deci așa, cum a apărut, ca aici era? Sigur, asta vreau să spun, că tata nu putea să meargă la câmp. Lucra acasă, își luase mașină de cusut și făcea sumane. Ce putea munci în starea pe care o avea. Și atunci vecinii care mergeau la câmp aduceau copiii la noi în curte, unde eu deveneam un fel de tartor, cu tot felul de jocuri, dar printre altele era și jocul ăsta, că luam o pătură pe pat și le făceam câte o slujbă, așa, cu ce mi-aminteam eu de la biserică. Deci era ideea asta și părinții încurajau ideea aceasta, dar pe urmă, pentru că seminarele se desfințaseră, nu mai, cam se topise ideea aceasta. Între timp s-a deschis posibilitatea de a merge la Alba Iulia, încă la seminar acolo, și când am terminat școala profesională la Bacău, m-am întâlnit cu un coleg care mai trăiește și acum aici la Iași, nu știu dacă îl cunoașteți, pe Lăcătușul, pe Michel, Mihai Lăcătușul, cântă la cor, e activ. Cu el am fost în sat, am fost colegi, și el îmi spune, știi ce, eu vreau să merg la seminar. Și am întrebat, unde la seminar? Băi, s-a deschis la Alba Iulia. Și am mers acasă și spus la părinții, cum mi-a spus colegul meu, Mihai, că s-a deschis seminarul de la Iași, de la Alba Iulia, și vrea să meargă la seminar. Zic, și eu aș vrea să merg la seminar. Tata s-a uitat la mine, să merg la seminar la ce? Ca să mă fac preot. Tata zice, te scoți mâini dimineață mai degrabă și până seara te faci preot. A luat în glumă, în sensul în care comportarea mea până atunci, cu toate șotiile năzdrăbane pe care le făceam, îi dădeau totală neîncredere. A vorbit cu mama și mama a zis, poate totuși eu știu să meargă. Tata n-a avut încredere, m-a luat a doua zi și m-a dus la preotul din sat, era părintele Minuț, de care am amintit, ca să mă examineze un pic, că eu insistam. Ce e în capul copilului, da, eu fi zis bietul tată, nu? Părintele Minuț m-a luat la întrebări,
mai țin de ce m-a întrebat, dar probabil lucruri frumoase. Și i-a spus, domnul Anton, lasă-l să meargă. Cred că are chemare. Că... Da, am mers acasă, îi spune mamei. Da, atunci, dacă zice și părintele, zice, hai să-l lăsăm. A, pe vremea aceea, Galbeni era filială la Făroani. Dar un preot stătea acolo, părintele Olaru. Stătea la Galbeni, ca vicar la Făroani, dar stabilit la Galbeni. Părintele Olaru era un om foarte popular, tot timpul zâmbitor, domnul Antun, ce faci? Venea la tata, părintele Olaru, franciscan, bineînțeles, ca tata să-i cărpească pantaloni. Era un om care într-adevăr trăia într-o sărăcie de asta franciscană, dar foarte apreciat de bun. Mă ia tata și tata aș făcuse o bicicletă cu trei pentru a se deplasa. Da, ca să poată deplasa și zice, hai că mergem la Galbeni. Și eu l-am împins, am mers la Galbeni, mă lua și părintele ăsta la întrebări, părintele Olaru, cum vând, domnul Tun, lasă-l să meargă, are chemare, lasă-l să meargă, îl cheamă domnul. Tata descurajat. Ce a zis? Ce-au pățit toți, nu? Da. Începând copilul până la... Am venit acasă și vorbind cu mama, spunea, băi, amândoi preoții au spus, dar îl lăsăm să meargă. Să vedem dacă o să putem, că să-l noi am vă fost susțină, o familie bănuiesc. Săracă. Am fost săraci. Foarte. Tot pământul pe care îl aveau părinții era 60 de arii. Cât lucra tata, mă rog, era suficient. Noi n-am dus lipsă, noi n-am știut, copiii n-am știut că suntem săraci. Am aflat mai târziu. Când am avut totdeauna haine destule, că tata ne făcea hainele, am avut mâncare destulă, că avea grijă de asta și plus, n-ați apucat dumneavoastră, dar în familiile astea mari, când o haină nu-i venea fratelui meu mai mare și mi-o dădea mie, era sărbătoare, era ca o haină nouă. Nu o să mai practic. Acum cumva se abuzează chiar de garderobe pline și... și tata și-a pus problema. Dar... Cum vă vor susține și cum veți reuși practic să stați în seminar? L-am întrebat pe părintele Minuț, uite, lăsăm pe băieți să meargă, dar dacă o să fie taxele foarte mari și nu o să putem plăti, o să trebuia să retragem, să... Și părintele Minuț a spus, nu-ți fă grijă pentru taxe, lasă-l să meargă, o să aibă grijă Dumnezeu. Dar eu da și de înțeles că... Îl va ajuta și îl va susține. Da, va ajuta. Și n-a fost cazul pentru că taxele la Iași... La Alba Iulia, nu? V-a zis la Alba Iulia. Întâi, la Alba Iulia. Dar a mai fost o chestie care cred că e bine să adaug aici. Am dat examen de intrare la seminar. Am reușit. Am primit... confirmarea că sunt primit la seminar, ca după un timp părintele Despinescu, care era prefect atunci la Alba Iulia, pentru secția română, îmi spună, nu ești primit la seminar din cauza școlii profesionale, unde tata semnase un angajament cu fabrica, după ce termin școala profesională, școala, să lucrezi 4 ani. Măcar 4 ani, ca muncitor, da. Să lucrez. Și acum, sigur că am fost supărat chiar pe Dumnezeu, cum adică eu vreau să mă fac preot și uite, nu. Un fleac de ăsta mă împiedică. Și iar i-am scris părintele Despinescu și iarăși el la un moment dat îmi spune, știi ce? Mi-a trimis o listă de cărți. Mi-a spus, ia cărțile astea,
din anul întâi și învață acasă. Era încă posibilitate să dai particular pe vremea aceea. Învățai acasă și dădeai examene. Eu până la Crăciun, școala profesională a fost una foarte bună, foarte serioasă, am avut profesori buni acolo. Până la Crăciun am terminat cărțile pe care mi le-a dat el și îi scriu, am terminat. Și îmi trimite a doua listă cu cărți pentru anul 2. Deci, dacă le termini pe astea până în iunie, vii la examen, și vedem dai ce. Din amândoi ani și așa s-a întâmplat. Așa a deci, m-am supărat eu degeaba că Dumnezeu a vrut ca să fie un an mai degrabă. Să fie mai repede. Da. Da, și da, pe urmă am mers la Alba Iulia, am dat examen acolo, în vară s-a deschis la Iași, am venit la Iași, unde... Ați finalizat studiile da, și apoi ați fost sfințit preot la Alba Iulia, totuși, nu? În 1964. Da, nu aveam episcop al nostru și mergeam toți la Alba Iulia. Credeți acolo. Că drumul acesta către preoție a fost unul anevoios pentru sfinția voastră? Până în momentul în care ați fost sfințit. Am avut bucuria că școala profesională de care v-am amintit a fost foarte serioasă și mi-a fost foarte ușor, pentru că multe din materiile pe care le-am făcut în anul 3 deja la Iași, le făcusem la școala profesională. Așa că mi-a fost ușor. În anul acela de pomină, când am făcut 2 ani, am avut pe un preot la Fărăuani, părintele Ciuraru Gheorghe, cu care am făcut matematică și limba latină, împreună cu un alt preot care a murit la Frumoasa, părintele Ciceu Ioan, că și el tot așa a făcut atunci cu mine. Și seminarul din Iași a fost așa o... Nu cred că aș putea să spun că a fost o povară, că a fost... S-au creat condiții foarte, foarte bune pentru noi. Nu exista vacanță de Crăciun și de Paști. Numai vacanța mare mergeam acasă la Crăciun și la Paști. Era tot anul la seminar. Eram acolo. Și bineînțeles că spiritul meu de descreți frunțile, nu m-a părăsit nici acolo. Asta urma să vă întreb. Ați zis că n-a fost greu din punct de vedere al învățăturii, al adaptării, da. Dar mă gândesc că totuși era o zonă strictă, era o zonă cu multă rigurozitate, seriozitate. Da. Ce ați făcut cu glumele pe care le aveați la purtător? Mai întâi, sigur că m-am remarcat cu glumele acestea că am început să facem serbări, mai ales în timpul sărbătorilor. Și sărbătorilor când stăteam acolo. Și am jucat piese foarte serioase. Vă închipuiți dacă cu Preasfințitul Gherghel. E altă eu eram discuție regizor. Eu, mă rog, eram printre primii așa ca să fiu pe scenă și vă spun că pe scenă parcă mă simțeam mai în largul meu decât în sala de clasă sau în altă erați parte. Erați un artist. Da. S-a pus problema că eu am găsit un document când am fost prefect, am găsit un document la seminar în dosarul meu unde la o ședință a Consiliului Profesoral s-a pus problema dacă n-ar fi bine să mă trimită acasă. Pentru că unde eram eu era totdeauna veselie. Dar acolo era mențiunea unui profesor, părintele Rafael Friedrich, care mi-a fost și spiritual și el a spus așa: l-am studiat și am observat că nu face niciodată glume vulgare sau glume cu privire la alții. Eu făceam despre mine.
practic spre amuzamentul tuturor, da, pentru descrețirea frunților, da, și, așa, da, cum am zis. Da, și m-au lăsat probabil încă pentru probă, dar pe urmă s-a... Vă certau profesorii? Nu. Nu? Atunci când glumeați, poate când... Nu. Deși și în clasă câteodată mai scăpam câte una așa, dar n-am avut niciodată numai decât să fie din partea vreunui profesor, să fie o ceva care să-mi dea mie de gândit măcar. Poate că ar fi fost bine să-mi spune să mai schimb cumva atitudinea aceasta. Să fiți mai sobru, mai serios. Nu mi-a sugerat nimeni. Toți se bucurau de atmosfera pe care o creați, aceasta, de fapt. Da. Monseniore, când v-a părăsit sau când ați renunțat la acea gândire și acea replică, poate nu mă prinde? La ce vârstă? Greu de spus vârsta. Probabil pe la 83 și ceva. Am vrut să zic eu, dar v-am lăsat să spuneți sfinția voastră. Am zis, trebuie să o zică singur, nu, da, eu. Deci încă vă gândiți câteodată, da, poate nu mă prinde, dar bineînțeles știu, în respectând normele și tot ceea ce este adecvat. Viața dumneavoastră este mai mult decât o carte, este mai mult decât un serial din acela fără sfârșit, așa că trebuie să facem o a doua ediție a emisiunii în care să vorbim despre prietenia cu preasfințitul Petru Gherghel, despre experiența în America, despre ceea ce a urmat în viața sfinției voastre, dar mai ales despre ceea ce vreți să urmeze, părinte, pentru că știu, nu v-ați oprit niciodată și nu vreți să vă opriți. Pe final de primă ediție pe care am făcut-o împreună pentru cei care ne urmăresc, vreau să vă întreb care este rugăciunea care vă este cea mai apropiată sufletului. Eu am avut așa o prietenie cu prefectul din timpul nostru, părintele Anton Bișo, care a împlinit 100 de ani și câteva luni și s-a stins. El a insistat foarte mult în convorbirile noastre, el prefect, eu seminarist, puiule, rugăciunea, trebuie să te rogi, trebuie, rugăciunea e foarte importantă, și făcea mereu, făcea aluzie la fericitul Anton Durcovici, pe care el l-a cunoscut și care, spunea el, a insistat mereu, rugăciune, adorație, spunea, trebuie să faci adorație acolo, acolo vă încărcați bateriile. Și mi-a rămas asta și eu mi-am făcut un obicei pe care îl păstrez încă și a fost încă din primii ani de preoție, să fac ora de adorație în caparul Clăcacica. Mergeam, acolo nu făceam în fiecare zi, dar mergeam joi seara, mergeam în biserică și făceam de la 11 și la 12 roade de adorație la sfatul acestui părinte Bișoc, Dumnezeu să-l ierte. Sigur că cu foarte puține excepții fac în fiecare zi ora de adorație. Inspirat de mai întâi de părintele Bishop, pe urmă, sigur, la asta mereu a venit episcopul Durcovici, dar în America am citit o carte despre Dorothy Day, despre Catholic Worker, dacă nu știu dacă ați auzit, despre
muncitorul catolic, o fondație făcută de o femeie care a avut o viață foarte așa tulburată, dar cu un om, cu Peter Morin, care acest om cu care au colaborat Dorothy Day, acest om spunea așa, laic, a spus, nu există o viață de catolic fără adorația zilnică. Vă mulțumesc, părinte. Și el care era un laic, nu lipsea niciodată, nici o zi de la adorație. Și Fulton Sheen, episcopul Patti, o să revenim asupra acestei personalități americane. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru împărtășirile din această ediție și rămânem împreună pentru cea de-a doua ediție. Dragi prieteni, acesta a fost interviul săptămânii, Monseniorul Grigore Duma. Iată, ne zice, viața nu este o glumă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să glumim. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție plină de glume, se pare. Interviul săptămânii la RCIS FM.